Măicuța mea sfântă, fecioară născătoare de mântuire, cea care îmi alini și îmi mângâi toate îndurările și cea la care alerg cu nădejde ori de câte ori mă găsesc la nevoie. Ocrotește-mă, Maică apărătoare a celor cu credința dreaptă, de toți cei ce îmi gândesc și îmi voiesc rău. Trimite-mi semn de sus din cer atunci când primejdia mă urmărește și prinde-mă de mână atunci când sunt pe cale să alunec în capcanele celor vicleni. Măicuță, nu am fost întotdeauna vrednic de minunile tale și nu te-am slăvit îndeajuns pentru cât de mult m-ai ajutat atunci când te-am chemat. Dar și atunci când, fără să te chem, tu ai vegheat la liniștea mea și în taină m-ai ferit de multe și nenumărate nenorociri. Dar acum cad la picioarele tale și îți promit să stărui și mai mult în rugăciune și tot mai mult să mă apropii de tine și de cele sfinte. Și mă încred că îmi vei face după cum știi că merit și că mă vei izbăvi de toate nedreptățile ce mi-au fost trimise pe această lume. Slăbește cu blânda ta putere toate trimiterile necurate, toate gândurile spurcate și toate faptele răuvoite ale vrăjmașilor mei. Eliberează-mă de toată nesimțirea și pierzarea și leagă-mă de bucuria cea sfântă a credinței creștinești. În numele Fiului Tău, Cel cu neajunsă milă și îndurare, primește rugăciunea mea și împlinește-o Tu, Maică a lui Dumnezeu. Amin. Maică sfântă, născătoare de Dumnezeu Fecioară, cea ce ai purtat în pântece pe Mântuitorul lumii, cea ce prin tine s-a pogorât Domnul nostru Iisus Hristos printre cei păcătoși și i-a izbăvit pe aceștia de întunericul păcatului, cea ce ai fost alături de Dumnezeu Fiul în călătoria sa pe pământ și ai primit mărturie vie despre învierea sa. Însă-ți și acum, Fecioară, stăpână peste toate puterile îngerești, fă tu lumină în gândul și în mintea mea. Îndreaptă-mi năravul întru credință, întru hărnicie, întru iubire și iertare. Întărește-mi cugetul, stinge focul patimilor mele și arată-mi cum pot să devin un om mai bun, mai îngăduitor, mai înțelegător și mai de nădejde. Și dăruiește-mi cumpătare și cumințenie pentru a trăi numai în cuvântul Fiului Tău și fără a mă depărta de la drumul său, căci binecuvântată ești tu între oameni și în veci cinstit e rodul pântecelui tău. Și în tine îmi pun credință că mă vei asculta și că mi vei împlini rugăciunea. Amin.